Cristian Ștefănescu este unul dintre tinerii câmpulungeni care s-a evidențiat prin poeziile sale. Membru al cenaclului Mihai Moș Andrei a debutat cu volumul de poezii Spectru, carte care vă este recomandată spre lectură de către Biblioteca Municipală Ion Barbu. În această săptămână, Biblioteca Ion Barbu din Câmpulung vă recomandă spre lectură publicat volumul de poezii Spectru al poetului câmpulungean Cristian Emanuel Ștefănescu, publicat la editura Larisa în anul 2015. Cartea recomandată reprezintă volumul de debut al tânărului poet Cristian Emanuel Ștefănescu. Debutul său poetic a avut loc în, în cadrul revistei Cartea de la Curtea Cea Veche, apărută sub egida cenaclului Mihai Moș Andrei din Câmpulung. Despre tânărul poet este absolvent la Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București și a, a finalizat studiile de master în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul aceleiași universități. Activitatea sa literară se remarcă prin câștigarea peste 44 de premii la concursul de creație literară, face parte dintr-o serie de cineacuri de literatură și cercuri literare din județele Argeș, Mureș, Vrancea, Cluj, dar și din București și colaborează la o serie de reviste literare, precum Flacăra lui Adrian Păunescu sau periodicul Solitudinea. Volumul de față adună creațiile sale literare pe parcursul a mai multor ani și așa cum afirmă poetul Petre Rău, cu referire la poetul Cristian Ștefănescu, poezia sa este una sinceră, bine construită, cu multă îndrăzneală artistică, sugestivă persuasivă și vădit dominată de tonalitățile liricii moderne. Prin urmare, vă așteptăm la bibliotecă pentru a împământa această publicație de poezii inedite ale poetului nostru Câmpulungean. Cristian Emanuel Ștefănescu este câștigătorul mai multor premii la nivel local, național și internațional, poeziile sale plasându-l printre tinerii de perspectivă ai literaturii românești.